Toxinfecție în masă la o pensiune turistică din zona Bran. 7 turiști, care făceau parte dintr-un grup de 22 de persoane, au avut nevoie de asistență medicală după ce li s-a făcut rău. Mai multe echipaje medicale au intervenit la fața locului și 6 dintre turiști au ajuns la spitalul de boli infecțioase Brașov. Data de 25-26, la ora 3 noaptea, în cadrul spitalului de boli infecțioase Brașov, au fost aduși de către 3 salvări, 6 pacienți care au luat cina la o pensiune din Șine. Ei aveau forme ușoare de toxinfecție alimentară, manifestate prin grețul vărsături, dureri abdominale. După ce au primit îngrijiri, pacienții au fost externați. În urma incidentului, inspectorii de la Protecția Consumatorului au făcut un control la pensiune, unde au găsit mai multe nereguli. Din păcate au fost descoperite nereguli care, într-adevăr, puteau duce la situația și suspiciunea de toxinfecție alimentară, mai exact produse alimentare fără elemente de identificare, traseabilitate necorespunzătoare, chiar și produse expirate. Mai mult decât atât, discutăm și despre modificarea termică a stării inițiale a produselor. Ca urmare, măsura imediat aplicată de comisarii noștri a fost și adoptirea temporară a activității blocului alimentar. Pensiunea riscă o amendă de 30.000 de lei și închiderea completă a activității până la remedierea deficiențelor.